municipiu cu candidatul care a pierdut alegerile la municipiu. Adică, ok, s-a reproșat domnului Tănase că nu s-a implicat în campanie, dar spuneți-mi și mie, doamna Raluca Ioan, dacă a pierdut alegerile, le-a pierdut din cauza domnului Tănase sau din cauza dumneaei, stafului de campanie? Dumneavoastră știți foarte bine că Raluca Ioan a pierdut la 60 de voturi. Eu am spus, am precizat mai devreme foarte clar că una din nemulțumirile celor demisionari a fost legată de faptul că o săptămână domnul Nicu Tănase, în timpul campaniei electorale, în luna aceea dinainte de alegeri, nu a trecut pe la partid. Asta este una din acuze. Bine. Se știe foarte bine că nici doamna Raluca Ioan nu a fost aici tot timpul în campanie. Deci asta este una din acuzele pe care cei 10 demisionari au prezentat-o, una din ele, și consider că este foarte importantă, după părerea mea, în condițiile în care un președinte de organizație lipsește o săptămână în plină campanie electorală. Ce să vă spun altceva? Iar rezultatele obținute la Focșani, contrar a celor afirmate de domnul președinte, nu sunt dintre cele mai mulțumitoare. Dacă stăm și ne gândim la faptul că Focșaniu are un alt tip de electorat față de restul organizațiilor din teritoriu, sau știu, electoratul de la orașe este un alt tip de electorat față de cel de la țară. Este un electorat mai elevat și mai informat, care parte din el votează în cunoștință de cauză. Și atunci, și ca să mă justific vis-a-vis de chestia asta, am și verificat în acele secții de votare unde noi efectiv n-am avut organizații, o să vedeți că am avut vot dat pe PDL. Ce înseamnă asta? Înseamnă că efectiv avem un nucleu dur al PDR-ului, cu ghilimele de rigoare, care ne votează. Și atunci, unde sunt rezultatele organizației locale? Nu cumva peste acest nucleu dur al nostru ar trebui să avem rezultatele implicării în plus ale organizației locale? Deci, repet, în cele 12, unde am verificat? Noi avem vot. Unde n-am avut niciun fel de organizație? Avem vot pe PDL. Cam ăsta este răspunsul pe care vi-l... Domnule președinte. Cum s-au pierdut alegerile? Nu mai puțin trist. Cum s-au pierdut alegerile la Focșani? În cauza domnului Tănase care stă în săptămâna aia? Deci eu v-am spus una din acuzele care s-au făcut, da? Eu consider că nu numai asta este, bineînțeles, nu asta nu este singurul motiv. Este clar că a fost un vot politic negativ pe care îl știm cu toții, nu îl mai discutăm acum. A fost un vot politic negativ la adresa Partidului Democrat Liberal și cu alte probleme care au existat în organizație ne-au condus doar la consilierii pe care avem la ora actuală în Consiliul Local. Noi vorbeam de parlamentare. Dacă discutăm, facem legătura și cu Consiliul Local. Păi de acolo, și de acolo, nu după Consiliul Local, imediat au apărut toate problemele. Domnule președinte, monitorizarea pe care am făcut-o noi la Vrancea Media, doamna Raluca Ioan, în timpul campaniei electorale, în cele 30 de zile, cam 12-13 zile a fost la București și 17 a fost în Focșani. Deci a lipsit mai mult decât domnul Nicu Tănase. Din punctul ăsta de vedere, considerați normal ca un candidat să lipsească aproape două săptămâni din colegii în timpul campaniei? În propria campanie, în condițiile în care se reproșează lui Nicu Tănase doar 7 zile din... Și nu s-a fost candidat. Deci eu n-am numărat zilele cât a fost prezentă doamna Raluca Ioan aici. Eu nu v-am spus, eu am făcut precizări vis-a-vis de ce au spus cei care au fost alături de Nicu Tănase. Eu nu am numărat eu personal nici zilele cât a fost prezent Nicu Tănase, nici zilele cât a fost prezent Raluca Ioan. Eu v-am spus doar nemulțumirea, una din nemulțumiri a celor de la organizația locală și nici n-am stat, eu nu știu că a venit doamna, eu știu că la fiecare două zile doamna Raluca Ioan era o zi, dar una nu era aici. Noi asta, dacă aveți informații care lipsit mai mult, o fi și așa, nu știu să vă spun chestia asta. Eu n-am făcut decât, dumneavoastră trebuie să înțelegeți un lucru. Nu sunt eu cel care am dizolvat organizația municipală Focșani. Că s-au făcut tot felul de speculații pe tema asta. Eu n-am făcut decât să constat o
situație de fapt. Nu mai avem cvorum la această organizație. Înseamnă că dumneavoastră colegi și-au dorit un alt președinte care să fie și mai Chiulangiu decât domnul Nicu Tănase. Eu nu cred că o să fie mai Chiulangiu decât Nicu Tănase. În cel mai scurt timp, dumneavoastră, o să vedeți un BPJ, un BPL interimar la Focșani, care o să fie din 35 de oameni și vă garantez că va fi un BPL foarte reprezentativ. Sincer, pe mine nu interesează BPL-ul dumneavoastră, că aici sunt treburile noastre interne, că le organizați, dumneavoastră faceți organizații, să vedem ceva la sfârșit, la alegerile. Eu vreau să vă mai spun un lucru. Puneți-mi legat de o plecare asta la București. Da. Până la urmă, ce pleacă de la organizația municipală? S-a stabilit? Exact. Deci, de sigur, sigur. De la organizația municipală vor pleca 8 persoane. De la organizația Ajut vor pleca 2 persoane. Deci vedeți dumneavoastră, sunt avantajate comunitățile mari. Deci faptul că la unul din criterii a fost cel legat de numărul de voturi obținute a avantajat organizația municipală Focșani. Pentru că una e să ai 80.000 de oameni care vin la vot și alta e să ai numai 1.000, da? Deci s-a luat unul din criterii, deci 50% din numărul celor prezenți s-a calculat în funcție de numărul obținut de voturi. Deci chiar da? Dacă aveți deputat deci de nu este ajut? Vorba de... Nu este, da, chiar dacă avem deputat de ajut, vedeți, dumneavoastră de la ajut, din calcul au reieșit doar 2 persoane. Avem, acolo a ieșit, vă chiar și rețin, 2,38 a fost coeficientul care a ieșit din calcul. Deci ei au fost dezavantajați imediat. Ei au fost dezavantajați doar cu 13 sutimi, n-au luat și al treilea om ajutul. Asta este. Panciu, Mărășești, Ajut, ca să vedem pe oraș. Au câte un om. Câte un om. Și cea mai numeroasă delegație de unde merge? Cea mai numeroasă delegație este cea de 8 persoane de la... Deci, pornisem să vă spun, 8 persoane de la Focșani, avantajată de această variantă de calcul după numărul de voturi. Deci 50% din cei 8 delegați care sunt acolo... 4 sunt stabiliți în funcție de numărul de voturi. Aproape 4. Vor merge toți primarii pe care îi aveți? Vor fi și prezenți? Da, primarii? Toți primarii sunt prezenți pentru că mare parte dintre ei, unii dintre ei fac parte de drept din cei 12 care sunt în Consiliul de Coordonare Național și restul sunt șef de organizații. Deci primarii o să fie prezenți, primar toți mai puțin primarul de la Bordești. Cu care deocamdată noi încă n-am clarificat și este greu de clarificat situația dumnealui în condițiile în care s-a afișat în campanie electorală pe un banner alături de candidatul de la USL. Domnul Neata, și aici vreau pe vice, că am zis și vicele tot pe de. Veți lua vicele sau altcineva din păcii noi la Bordești? Deci... Nu ați clarificat. De la organizația de la Bordești, ce se întâmplă? Eu deocamdată v-am spus că n-am clarificat situația acelei organizații. Noi am, în schimb, am repartizat localitățile județului pe persoane. Eu, de exemplu, am și eu deci trei localități. Din BPJ are niște localități de care răspund. Deci, lista aceasta va cuprinde în special președinți de organizații. O să avem un punct de vedere, o situație clară și pentru Bordești. Deci n-a stabilit pe nimeni deocamdată la Bordești în acest moment. Deci deocamdată nu, dar...